Promisiunea zilei pentru tine. Astăzi, Psalmul 34:19. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Cel credincios nu este scutit de probleme, de boli sau de încercări. Și în acest an ne vom confrunta cu diferite încercări și necazuri. Să promisiunea lui Dumnezeu este că te va scăpa totdeauna din ele. David confirmă: eu sunt dovada vie a ceea ce vă spun. Acolo jos în Gat am fost un om înfrânt și zdrobit, regretând cu amar ce am spus și am făcut. Dar încă nu știu de ce mi-a dat drumul la Chiș. Pot să spun că numai Domnul m-a scăpat. Caută să fii în rânduială cu Dumnezeu, trăind o viață fără păcat, și El te va ajuta. Ca un tată care își cunoaște bine copiii, El îi scapă din primejde. Și Dumnezeu ne va scăpa din orice nenorocire. Rețineți, nu vom fi scutiți de probleme sau de nenorociri, dar avem promisiunea că vom fi scăpați totdeauna din ele. Așa cum cei trei tineri evrei, robi în Babilon, care nu s-au închinat chipului de aur din Valea Dura, nu au scăpat de cuptorul de foc încins de 7 ori mai tare, dar rămân fideli lui Dumnezeu, au fost scoși nevătămați de mijlocul flăcărilor, și tu, și eu, și noi vom fi salvați din orice încercare, din orice cuptor. Dumnezeu promite lucrul acesta. De aceea, drag ascultătorule, promisiunea de astăzi îți este adresată în mod special ție. Crede-o, accept-o, trăiește în neprihănire și așteaptă izbăvirea lui Dumnezeu.